Salutare, prieteni! Suntem gata de o nouă cotă 2 să fie verde pe bilet, să încercăm, pentru că joi seara ne-a trădat Ronaldo, a pierdut în Supercupa Arabiei Saudite. Dar, cum am mai spus, se întâmplă, ce să facem? Mergem mai departe. Așa că am ales 3 pronosticuri pe bilet, să vedem, să sperăm că avem și un pic de noroc, dramul acela de șansă ca să ne iasă verde pe bilet. Așadar, ce avem? Olympique Marseille cu Monaco, este un derby în Franța, eu zic că vor fi peste 2,5 goluri sau ambele marchează. Mă rog, invers este oferta de eveniment, GG sau peste 2,5 goluri, la cota de 1,44. De asemenea, lângă el, notăm un UTA Arad cu CS Mioveni, 1X, am zis să fiu prudent, 1,25 pe această dublă. Este un meci de subsolul clasamentului care poate să se termine 2-2 sau 0-0 cu același succes, din punctul meu de vedere, cu aceeași șansă. Deci merg pe 1X fără să mă bag la număr de goluri care se vor înscrie aici. Și pentru că din cele două cote avem numai 1,80, am decis să merg iarăși pe Inter ca să rotunjesc cota și să sărim de 2. Nu m-am învățat minte luni, știți bine că am luat o barbă cu acel Inter Empoli 0-1, aveam cota de 1-0-8 acolo pe dubla de 1x. Acum este Cremoneze Inter, cota de x2, cota 1-14, șansa dublă e cotată cu 1-14. Nu cred totuși că Inter va mai face o boacănă, două la rând cred că este prea mult pentru echipa de pe Giuseppe Meazza, așa că am decis să merg și pe acest al treilea eveniment, 1-14 în total, cota este de 2,05 pe Betano. Așa să fie. Verde, toate bune, salutare!